Polițiștii din comuna Cosmești au efectuat mai multe percheziții domiciliare pe raza localităților Furcenii Vechi și Furcenii Noi, în vederea prevenirii săvârșirii infracțiunilor de braconaj piscicol. La domiciliul unui bărbat de 46 de ani au fost găsite 3 unelte de pescuit tip monofilament în lungime de 50 de metri fiecare și lățime de 1,20 m. Acasă la un alt bărbat de 46 de ani s-au găsit o uneltă de pescuit tip monofilament în lungime de 50 de metri și lățimea de 1 metru și 50 de centimetri, o unealtă de pescuit tip monocomercial de 50 de metri și 2 metri și jumătate înălțime și una de 20 de metri lungime și 1 metru și jumătate înălțime. La domiciliul unui bărbat de 41 de ani au fost găsite 3 unelte de pescuit tip monofilament în lungime de 50 de metri fiecare și înălțimea de 1 metru și 50 de centimetri, o unealtă de pescuit tip comercial din fir textil cu lungime de 50 de metri și înălțime de 1,50 m. Iar în casa unui alt bărbat de 50 de ani au fost găsite 3 unelte de pescuit tip monofilament, în lungime de 50 de metri fiecare. Din cauza că toate obiectele erau deținute ilegal, polițiștii le-au ridicat în vederea confiscării și au întocmit dosare de cercetare penală privind pescuitul și acvacultura.